De când a fost lansat noul Registru Electronic Național de Vaccinare, pe scurt RENV, îngreunează mult munca medicilor de familie în loc să o eficientizeze. Softul a fost lansat la 1 iulie, dar nu funcționa așa cum trebuie, prin urmare medicii de familie din toată țara s-au aflat în imposibilitatea de a introduce în sistem vaccinurile efectuate curent. Baza de date veche nu a fost inițial preluată de noul sistem și după sesizări disperate ale medicilor de familie, INSP a remediat o parte din problemele lor. Dar mai sunt multe de făcut. Ce așteptări au medicii de familie de la actualul RENV, explică doctorul Gindrovel Dumitra, vicepreședintele Societății Naționale de Medicină de Familie și medic de familie în Sadova. Va ușura mult munca medicilor vaccinatori și aici mă refer cât timp vă lua până acum introducerea în baza de date și cât credeți că v-ar lua în mod ideal când RENV-ul va fi funcțional. Din câte cunosc eu, RENV-ul trebuie să ajungă la anumite performanțe. În primul rând, fișa trebuie să ajungă de la maternitate direct la medicul de familie al mamei sau mama trebuie... Medicul de familie al mamei trebuie informat prin mesageria RENV, mesagerie care este o altă noutate a acestei aplicații, că acel copil s-a născut și în funcție de opțiunile mamei să identificăm imediat fișa, astfel încât ea să fie preluată de către medicul de familie și apoi introdusă direct în softul de cabinet. Al doilea aspect foarte important, pe lângă mesagerie, apare acea cerință de comunicare bidirecțională între softurile noastre, respectiv RENV. Astfel încât, la un moment dat, sper să se ajungă cel puțin la comunicarea între softul nostru de cabinet și RENV și apoi, ulterior, între RENV și softul de cabinet, astfel încât datele să fie sincronizate. Al treilea element foarte important. Modulul de stocuri, respectiv modulul de catagrafie, precum și consumul lunar de vaccin, reprezintă niște elemente extrem de delicate pentru noi, pentru relația noastră a medicului de familie cu Direcția de Sănătate Publică, pentru că necesitau până acum întocmirea unor rapoarte pe hârtie și trimiterea acestora de obicei în mod fizic, împreună cu factura către Direcția de Sănătate Publică. În momentul în care toate aceste funcționalități vor funcționa cât mai aproape de perfecțiune, în acel moment nu va mai fi nevoie ca să facem drumul la DSP. Pur și simplu, DSP-ul își poate lista pe fiecare medic atât catagrafia cât și consumul de vaccin și necesarul de vaccin în funcție de catagrafie, astfel încât relația între noi și DSP să fie foarte mult ușurată, acest lucru contribuind practic la, de birocratizare. Sunt pași foarte importanți, dar asta nu se poate face decât cu un soft funcțional. Softul funcțional necesită într-adevăr o bază de date cât se poate de reală, cât se poate de fidelă în ceea ce privește legătura cu realitatea, astfel încât, după cum spuneam, managementul stocului, cât și toate celelalte elemente, să se facă cât se poate de corect și mai ales realist. Astea sunt elemente la care trebuie să ajungă acest soft. Aceste principii pe care vi le-am enunțat puțin mai devreme au fost stabilite încă din anul 2016-2017 de către noi împreună cu INSP. Sigur că ceea ce v-am enunțat acum este ideal. Depinde foarte mult de componenta tehnică, de tehnicienii care sunt alocați ca resursă la INSP pentru a implementa aceste principii sau această metodologie pe care v-am deschis-o puțin mai devreme. Iar pe de altă parte necesită într-adevăr resurse tehnice raportându-mă la componenta hardware. Adică să ai un soft care să fie capabil să preia o cantitate mare de date și să proceseze într-un timp rezonabil. Așa cum s-a mișcat zilele trecute, din perspectiva vitezei, da, pare să funcționeze cum trebuie față de vechiul soft. Însă are foarte multe bug-uri, să le spunem așa, în ceea ce privește baza de date, lucru care sper să se rezolve cât mai repede. În momentul de față, un medic de familie cât petrece pentru a introduce bazele de enorm, date? Enorm de mult. Deci
Eu am spus de foarte multe ori că în medicina de familie lucrurile sunt destul de delicate. De ce? Pentru că medicina de familie este chemată nu ca să rezolve problemele sistemului, să zicem, birocratice, problemele birocratice ale sistemului de sănătate. Ea este chemată să rezolve problemele pacientului. Și de foarte multe ori aceste softuri, inclusiv CUI, nu au făcut nimic altceva decât să reducă din timpul alocat pacientului pentru a ne întoarce cu fața către calculator și a încerca să rezolvăm problemele birocratice. Ei bine, softul, așa cum funcționează în acest moment, tocmai datorită acestor deficiențe, ne creează această problemă și ne-a determinat încă o dată să ne întoarcem cu fața către calculator pe încă un soft suplimentar. Sper să ajungem la momentul respectiv, la un moment dat, cât mai rapid, ca timpul alocat softului să fie minim, iar timpul să fie alocat în special relație cu pacientul. Deci este esențial ca INSP-ul, în primul și în primul rând, să-și preia toată baza de date așa cum a fost raportată de către noi până acum. Adică să nu existe lipsuri. Al doilea pas este că, într-adevăr, pot exista și la mine. De exemplu, eu am constatat la mine săptămâna trecută că la un vaccin pneumococic l-am raportat în loc de vaccin pneumococic în program național ca vaccin opțional. A fost o eroare. O eroare de transmitere fără discuție. Probabil că la fiecare dintre noi există astfel de erori, mai multe sau mai puține. Ele vor trebui corectate, pentru că dacă nu mi-l vede în program național, mi-l va cartografia în continuare în program național sau softul trebuie să vadă că este administrat totuși acel vaccin cu rang, indiferent că este în program național sau în opțional. Înțelegeți ce vreau să vă spun? Este o problemă de adaptare între noi și soft în viitor, iar aceste probleme, pentru că softul nu a fost pilotat și asta este principala sau cel mai mare dezavantaj, aceste probleme le vom descoperi în timp real. Numai că avem nevoie de complianță din partea tehnicienilor de la soft, astfel încât să înțeleagă fenomenele și mai departe să le rezolve în interesul pacienților, în primul rând. Au fost și voci care au spus că situația creată și faptul că baza de date veche nu este preluată în RENV se datorează sau este cauzată, mai bine zis, de faptul că medicii de familie n-au introdus corect în RENV-ul vechi baza de date sau datele. Este adevărat? A cui e vina? E adevărat. Sau parțial fals. Întotdeauna când vorbim despre parțial, ne aflăm într-o zonă de mijloc. Așa cum am dat exemplul meu, repet, exemplul meu personal și asta pentru că am descoperit săptămâna trecută, probabil că mai sunt nici pe mii de astfel de exemple în spate. Când datorită unor erori umane e posibil să fie introdus, după cum am spus, un vaccin în loc să fie în programa națională introdus la opțional sau nici pe mii de alte variante pe care acum nu pot să le anticipez. Probabil că ele există, nimeni nu comentează că nu există. Trebuie doar să avem înțelepciunea, astfel încât aceste aspecte să le rezolvăm, pentru că ele au soluții. Și, practic, INSP-ul este cel care ar trebui să soluționeze tot ce presupune funcționalitatea RENV-ului. INSP-ul ar trebui să lucreze în parteneriat cu noi, dar într-un parteneriat real. Nu așa cum se întâmplă în acest moment. Există comunicare, într-adevăr, prin intermediul mesageriei despre care vorbeam al RENV-ului, dar, din păcate, a fost bidirecțională la început. În momentul în care colegii mei au început să fie din ce în ce mai mulți cei care semnalizează, s-a ajuns la o colmatare a mesageriei de la nivel național, astfel încât ei nu mai pot face față în acest moment la volumul foarte mare de solicitări din teritoriu, pentru că disfuncționalitățile sunt majore.